Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți suporta. Am revenit în direct, cafeaua cu numărul 2 de astăzi, pe știri din Neamț și mesagerul din Neamț, în direct. Cum deja v-ați obișnuit, vinerea, tandemul există, după USR vine ALDE sau după ALDE vine USR-ul. Și dacă spunem ALDE la Piatra Neamț, spunem Ciprian Enache, candidatul pentru funcția de primar. Bună dimineața, Ciprian! Bună dimineața! Bine ai revenit într-o emisiune. M-am regăsit și mai avem o săptămână, nu? Da, mult a fost, puțin mai este. Așa. Că pentru mine chiar a fost mult, pentru că undeva de prin ianuarie am intrat în campanie, în vârfarea. Și ai avut și aventuri, adică, ca să spun așa, până să îți depui candidatura, deci tot felul de aventuri. A nu fi candidat la un moment dat. Da. Au fost niște discuții la un moment dat, adevărat, dar am rămas în linia pe care am promis-o electoratului. N-am mutat cu nimic gândurile și ideile și deciziile pe care le-am luat. Astăzi ați venit însoțit, nu ca ultima dată când ați venit singur, probabil că e nevoia de, nu numai de bodyguard, ci nevoia de susținere. Omul cu care ați venit se numește Costică Irimia și este candidat pentru Consiliul Local Piatra Neamț. Bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Pietricica, bănuiesc că ați luat-o, e prima dată când ați venit, sper să o luați dumneavoastră, nu să vă dea alții. Da. Haideți să folosim timpul pentru ce ne-am adunat aici, ca să spun așa, campanie, programe, propuneri pentru cetățeni. Nu prea mai e timpul vorbelor, ci trebuie să transmiteți direct mesajul pe care aveți să-l transmiteți. Mă rog pe dumneavoastră să spuneți câteva vorbe despre candidatul cu care ați venit pentru Consiliul Local și după aceea intrăm în discuție. Costică Irimia, colegul nostru pe lista de consilieri ALDE pentru Consiliul Local Piatra Neamț, este căsătorit, are 2 copii, este antreprenor, este un om determinat, face plăcere și onoare totodată să-l am în echipa mea și vreau să vă spun și nu vreau să zic lucruri mari, cu o astfel de oameni într-o echipă nu ai decât de câștigat și nu mă refer aici numai la echipa ALDE, mă refer la Piatra Neamț. Oameni determinați, oameni care au venit în această competiție electorală pentru nu mânați de tot felul de gânduri ascunse și tot felul de combinații politice, cum se întâmplă, după cum bine știm, pe scena politică. Am văzut mișcările care s-au făcut în ultima perioadă, trecem de la un partid la altul. Să știți că eu nu sunt neapărat un critic al mișcărilor dintr-o parte în alta, atâta timp cât ele, dacă vreți, sunt făcute oarecum la timp, pentru că poți să nu te mai regăsești la un moment dat într-o echipă. Poate echipa, nu știu, sau poate echipa nu te mai vrea, nu înseamnă că nu ai voie să mai faci politică. Dar nu știu cum să vă zic că astăzi, mâine îți depun candidaturile și azi m-am gândit eu că ar fi mai bine să mă mut dintr-o parte în alta. E un iz de combinație politică. Nu cred că ar trebui să se întâmple lucrurile așa în politica mare, dacă vreți spune. Că ne ducem spre politica mare acum, vorbim de primăria Piatra Neamț, nu e o primărie de aici, de acolo. Din păcate, în urma acestor combinații politice care s-au făcut dintotdeauna, niciodată electoratul nu a avut de câștigat. Acum, eu nu prea înțeleg cum, adică, astăzi ești într-un partid, la ce vă referiți? Eu sunt mai naiv. Eu nu mai știu cum se numește acum struțocămila asta, PNL, PMP, au plecat primarul, au fost împreună, parte din consilieri sunt și pe o listă și pe alta, dar îs răi când vorbesc de cei dintr-o parte, ceilalți spun că s-au străi pe sărite. Și pe alta. Păi haideți să ne uităm, vedeam un contracandidat, da? Contracandidatul PNL-ului, care are așa niște dispute cu candidatul de la PMP, cu actualul primar. Aceeași listă, cumva, până nu de mult, de oameni curați, de oameni deosebiți, de oameni care lucrează pentru binele și în folosul cetățenilor,
peste noapte nu mai sunt la fel de bune. Aceiași oameni care spuneau că Piatra Neamțu merge foarte bine și arată foarte bine, între timp și-au dat seama că piețele nu sunt funcționale, între timp și-au dat seama că asfaltul n-a fost turnat corect, între timp și-au dat seama că au făcut un drum care duce nicăieri, între timp și-au dat seama că avem o telegondolă care cară vânt, între timp și-au dat seama că n-au făcut nimic 4 ani de zile. Culmea, aceeași echipă de politruci care a fost la butoane 4 ani de zile. Ce înțelegeți dumneavoastră? Ce înțelege alegătorul din treaba asta? Ori mie mi se pare cel puțin ciudat. Repet, din punctul meu de vedere este o combinație politică cu un iz nu tocmai de levănțică. Poate nu sunt eu cel mai bun strateg în a gândi și a face calcule de unde le iau și unde le pun. Singura mea strategie este să stau de vorbă cu cetățeanul, să-i explic că suntem intenționați sau că vin cu cele mai bune intenții în fața lor. Dar totuși lumea pe stradă, pentru că asta facem zilnic, facem strada, toate cartierele am fost și peste tot cam aceeași părere. Deci oamenii spun lucrul ăsta, pentru că ar fi bine să nu mai tragem concluzii noi de unii singuri. Eu am mai spus treaba asta. Haideți să vedem ce spune vocea străzii în cazul dat, în cazul combinațiilor și mișcărilor politice de pe scena politică nemțeană. Nu pot să înțeleg. Oamenii sunt foarte supărați, să știți, din punctul ăsta de vedere. Și de aici, de fapt, vine o, să spun așa, o ceartă foarte mare pe politicieni vis-a-vis de migrația politică. Adică o faci în momentul în care vezi că nu mai prinzi castana. Cam așa se întâmplă. Da, dar ai văzut acum și după aia o să vorbim și cu domnul Irimia. Ai văzut că mulți primari din aceștia care au trecut dintr-o parte în alta au fost, le-a încetat mandatul câteva zile înainte de campanie. Da, știți. Dar le-a încetat mandatul cum? Au primit ordinul, l-au contestat? Nici nu mai știm, sunt sau nu sunt la primărie. Ce se întâmplă, da, oricum nu are niciun fel de importanță, e vorba de o săptămână. Părerea mea că nici nu trebuiau băgați în seamă din punctul ăsta de vedere. Ne uităm un pic, nu vorbim, PMP-ul nici măcar nu apărea pe harta politică, cel puțin nemțeană, până nu de mult. A apărut pentru că, mă rog, în mintea lor au luat un brand. Brandul care vine de la PNL. PNL-ul și PSD-ul sunt practic cele două partide care au condus din 90 până acum, continuu. Greșesc cu ceva? Nu cred. Și ne uităm în jurul nostru și vedem că totul e praf. Deci eu cred că e momentul unei schimbări. Cred că este momentul în care ar trebui să lăsăm un pic acești politruci care au arătat ce pot cu echipelor, cu găștilor, cu combinațiilor și să încercăm totuși să avem încredere într-o echipă de tineri. Îi aveți aici în față, vedeți lista noastră de consilieri locale, suntem, cred că media de vârstă undeva 43 de ani, determinați din medii socio-profesionale diferite, pentru că e foarte important și acest detaliu, să poți să ai informație și din învățământ, să poți să ai informație și din mediul economic, să poți să ai informații inclusiv din vocea străzii, dacă vezi, care este foarte importantă și care ar trebui ascultată nu odată la 4 ani. Ar trebui ascultată, haideți să nu spun eu o cadență anume, dar ar trebui ascultată permanent în această perioadă, pentru că eu chiar am trăit convingerea că în momentul în care primarul iese pe stradă permanent și stă de vorbă cu electoratul permanent, abia atunci este conectat cu adevărat la problemele adevărate și reale ale urbei pe care o conduce. Spuneam zilele trecute că eu nu sunt de acord nici cu afirmațiile care n-am făcut, pentru că nu e în bucățica mea. Mă refer la drumul județene care trec printr-un oate. Sau n-am făcut pentru că nu m-a ajutat nu știu cine. Nu ne interesează asta, domnul Bălănescu. Cetățeanul ne trimite acolo ca să fie reprezentat și atunci primarul trebuie să reprezinte fără să vină să caute scuze. Mai sunt oameni care mă întreabă, domnule, bun, ești ok, ești...
Dar cum crezi că o să poți aduce bani de la București dacă nu ești afiliat, dacă nu ai vreun partid politic? Bun, negocierile politice au loc permanent. Atât timp cât ele sunt corecte și oneste și pentru cetățean, sunt foarte bune. Pentru că eu, din punctul meu de vedere, se împart în două aceste negocieri politice. Sunt și alea din spatele ușilor închise. Dar dacă stăm tot timpul, de ce sunt ținute în sărăcie OAT-urile, oamenii, cetățenii? Ca să-i poți manipula. Deci trebuie să duci neapărat la București, stai cu mâna întinsă, când mai bine îți dezvolți tu zona și pur mai ești din punct de vedere economic, pentru că până la urmă totul se rezumă sau tot se învârte în jurul banului. Ai bani, dezvolți. De ce să nu? Asta nu înseamnă că nu trebuie să accesate orice fel de fonduri. Și nu vorbim de cele europene, pentru că ăla nu le dă nici guvernul de o culoare, nici guvernul de cealaltă culoare. Acolo le dă o echipă de oameni buni care fac proiecte, care lucrează pe proiectare, care depun proiectele la autoritatea de management și dacă proiectele sunt bune și au punctajul bun, cu siguranță trec la finanțare. Aici condiția este să ai parte de cofinanțare. Nu cred că la primăria Piatra Neamț se pune problema să nu poți cofinanța parte din proiectele pe care ți le propui. Vedeți, aici a fost dată, aici este tot o gogoriță, să spunem, a celor aflați la putere vremelnic, tocmai spuneam că se rotesc, dar sunt aceiași, și spun, domnule, votați pe Xulescu că să ie cu noi și noi îi dăm parale. Întrebarea mea este următoare, tot am văzut o serie de miniștri, deputați și așa mai departe, care s-au perindat pe la noi, pe la Piatra, în ultima perioadă. M-am uitat, nu, avem sfinte moaște pe aici, ceva, exact așa. Probabil de asta au venit să se închine, bravo lor. Și toți spuneau, domnule, votați-l pe X sau pe Y, că noi vă dăm bani. Domnule, în primul rând nu știi dacă rămâi ministru o viață, că nu ești acolo bătut în cuie. Doi la mână. Adică dacă eu sunt ministru al unui partid, dau bani într-un OAT doar dacă am acolo omul meu, sau ce vină au ceilalți cetățeni să nu primească bani decât dacă votează la comandă? Votați-mă cum vă spun eu. Domnule, dar oamenii își aleg un om care cred că reprezintă. Sunt fondurile care trebuie să împărțite, guvernamental vorbim aici, de ce să nu fie împărțite în mod corect către fiecare OAT în parte, în funcție de nevoie, de necesități, de proiecte și așa mai departe. Adică din start ne duc cu gândul, domnule, dacă nu ești cu noi, nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Stai liniștit 4 ani de zile. Sună amenințare. Suntem parcă înainte de 89. Eu zic că suntem nu așa departe, suntem mai aproape de înainte de 89. Bai, așa s-a întâmplat cam de fiecare dată. Da, dar vedeți, pentru că informația așa este transmisă în piață și electoratul chiar se gândește de multe ori, da, domnule, poate au dreptate. Hai cu ăla sau cu ăla că o să-i dea parale. Le-au dat bani cu nemiluita din 90 încoace, repet, aceleași două mari partide care s-au învârtit într-o parte în alta și Piatra Neamț o dată praf. Păi de ce nu ia zame până acum, dacă tot? De ce nu arată Piatra Neamțul ca un oraș european? De ce nu arată Piatra Neamțul ca Aradul, ca Oradea? Tot ne ducem în partea aia. Pisești că mă doare când încep. Mă doare că dau exemple de orașe care arată foarte bine comparativ cu Piatra Neamțul, orașul în care stau, și arată jalnic. Într-adevăr, sunt oameni care vin, turiști, care vin poate prima dată în Piatra și spun, domnule, aveți un oraș frumos. Păi da, că e un oraș binecuvântat din punct de vedere al așezării. Da, avem ape, avem munți, avem forme de relief variate foarte, foarte bine de ochiului în momentul în care a intrat în Piatra Neamț. Dar, din păcate, acea fericire se duce rapid. În momentul în care a intrat efectiv în oraș, îți dai seama că este și un oraș binecuvântat, dar un oraș nu bine condus, nu bine organizat. Da, haideți să mai luați o pauză. Așa, să vorbim și cu celălalt invitat astăzi, să-l vedem cu ce anume, pe ce anume se axează domnia sa din proiectul ALDE la Piatra Neamț. Deci Costică Irimia, candidat pentru Consiliul Local. Dacă ne uităm la primul punct din programul nostru, scrie așa, Piatra Neamț, oraș nemțesc. Și prima liniuță este curățenia, care în orașul nostru lasă mult de dorit, nu că de dorit, foarte mult. Și o luăm de la... Era să spun care curățenie. Dar nu. Era așa o reacție.
Chiar aseară ne-am întâlnit pe stradă cu niște oameni care ne arătau... Dacă v-ați întâlnit cu curățenia. Nu cu curățenia, am întâlnit cu niște oameni care erau foarte revoltați pentru că lângă tomberon era o canapea aruncată. Și spunea, domnule, nesimțiți sunt aia care au aruncat canapea. Și am zis, nu. Nu aia sunt nesimțiți. Nu putem să-i învinuim. Dar acolo lângă tomberonul ăla, dacă era un tomberon și pentru mobilier, pentru mobilă. Nu neapărat tomberon, ar fi trebuit așa. Cineva să spună, orice. Domnule, în momentul în care aveți un număr de telefon, aveți de dus un dulap vechi, o ceva. Sunați la numărul acesta și celebrele firme de curățenie vă vor programa ca să veni mâine, voi mâine, nu știu când, astăzi, ieri, și vine și îți ia de acolo, pentru că până la urmă, lângă tomberoane, în zonele aglomerate, nu mai prea poți face și țarcuri. Dar, deci trebuie găsit o soluție, vorba noastră, așa este. Așa este. Vine mașina și după aia mașina de salubritate spune, domnule, nu poți să o arunc în mașină, că îmi blochez mașina. Și stă acolo două, trei luni, până putrezește, până vine frigul și o pune pe foc. Până când este luat de niște întreprinzători privați și folosit ori pentru foc, ori pentru dormit. Exact. Dacă mai are și fer în ea, este și mai bine. Valorifică fierul și lasă lemnul. De exemplu, la noi în Piatra Neamț nu există acele pubele sau tomberoane pentru material textil. Nu numai la noi, sunt multe orașe din România unde nu există. Sunt haine uzate, care foarte multe ar putea fi refolosite în centre pentru copii, în centre sociale, spălate și cum este străinătate. Da? Străinătate de nu mai porți o geacă, un pantalon, un papuc, te duci, o pui acolo, vine firma care răspunde, o ia, o spală, o... apretează. Uite la ea, vede dacă poate fi folosit sau nu. Dacă nu, se trimite la reciclat. Da, unde se toacă, se face. De exemplu, acum două luni de zile am tocat, eu mă ocup cu reciclarea deșeurilor de mase plastice. Pe platforma Săvinești. Și a venit cineva la mine și mă întreabă, domnule, poți să toci textil? Zic, domnule, nu știu, n-am făcut niciodată, dar încercăm. Și am tocat respectivul textil, domnul folosește, face un hipodrom, să zicem, pentru cai. N-am știut că în nisipul ăla se pune și material textil, care el trebuia să-l importe din Germania, că la noi în România nu se face. L-am tocat, l-am făcut și am rămas surprins când după ce l-am tocat, a ieșit un fel de scamă, melană, care aia, dacă pui un cerșar de desubt și unul deasupra, ies o pilotă. Înțeles. De acolo mi-a plecat ideea, domnule, materialul textil se poate folosi, să zicem, aproape 100%. Noi ce facem? Îl luăm, îl aruncăm în tomberon, vine mașina de gunoi, îl duce pe groapă și îl îngroapă acolo. Da, pentru că am înțeles că la groapa de gunoi de la... Bine, în Piatra Neamț, la Piatra Neamț, dar pe groapa de gunoi de la Girov nu se face niciun fel de selecție. Acolo, mă scuzați că intervin... Când s-a deschis groapa de gunoi, eu m-am dus, nu știu dacă e foarte bine ce spun, și am zis, domnule, haideți să montăm, înainte de a ajunge gunoi pe groapă, niște benzi de selectare. Și un domn mi-a spus, domnule, nu putem, pentru că aici toată amenajarea s-a făcut cu fonduri europene. Da, și nu putem. Și aici vine deșeul gata sortat și îi facem doar depozitare. Și după ce îl depozitați, unde îl duceți? Păi, teoretic, el trebuie să iasă pământ pentru flori, pământ pentru... pentru el, acolo trebuie să ajungă doar lucrurile care vegetalul, nu da? Pot fi refolosite, recondiționate, nu știu cum să denumim. Da. Și acolo ajung PET, folie, sticlă, ceramică, uleiuri. Uleiuri de toate felurile, textile, deci toate confecțiile sau secțiile de confecții nu au ce face cu deșeul textil. Trebuie să scape cumva de el, îl depozitează în magazie până și vorbește cu unul, cu altul și o duce. Ba pe groapă la Girov, ba pe groapă la Piatra Neamț, ba, trebuie să scape de el. Dar sunt soluții pentru a recicla, pentru a-i da o utilizare. Tot la aspectul curățenie ne uităm că pe lângă toate
cursurile râurilor, pe lângă toate drumurile sunt tot felul de peturi, sticle, folie. Și toată lumea spune, nu avem ce face, nu se poate rezolva. Eu zic că este o soluție. Dacă am luat toți omuleții care iau ajutoare sociale în Piatra Neam și îi spunem, domnule, astăzi facem cursul Bistriței, mâine facem cursul Cuiești, poi mâine facem Bâtca Doamne. Eu cred că putem să menținem curățenia pe lângă aceste râuri, pe lângă aceste ape. Nu cred că chiar toată lumea, nu putem face. Păi de ce nu putem face? Și eu aș merge și mai departe. Ăla care ia ajutor social, i-aș spune, domnule, eu te plătesc astăzi, spre exemplu, eu așa fac cu muncitorii mei, eu îi plătesc la ce fac, la normă. Domnule, cât costă? Pentru că, de ce vă spun treaba asta? Toate deșeurile la poarta fabricilor de reciclare au un preț. Dacă eu aș lua și aș spune, domnule, uite, kilogramul de PET costă, dau un exemplu aici, 20 de bani. Tu de seară primești bănuții pentru câte kilograme de PET ai strâns de pe, nu știu, de pe drum, de pe cursul Bistriței, de pe lacul Bâtca Doamnei, de pe lacul Cuieșdel, de unde vreți. Sunt ien exemple. O problemă, iarăși, care toți antreprenorii, să le spunem așa, magazinele, oameni de afaceri, care au o mică afacere, o mică. Vine firma de salubritate, îi pune tomberonul în fața magazinului și spune, domnule, costul pentru metru cub de gunoi este 100 de lei. Nu mai știu exact cât este acum. Dacă omul respectiv are un angajat care aruncă o cutie de jumătate de metru cub acolo, s-a umplut tomberonul, vine firma de salubritate. Și zice că are atâta metri cub, nu? Și, da. Sunt foarte, foarte mulți antreprenori care ei ar duce aceste deșeuri gata, selectate. Deci nu, dar nu au unde. Pentru că la Bradner, dacă te duci la firma de salubritate la noi la Bradner, îți spune, domnule, trebuie să plătești iarăși la metru cub. De ce aceste deșeuri care sunt reciclabile, primești bani pe ele când le duci la procesat, nu le poate da cu titlu gratuit către firma de salubritate, mai ales că omul le duce acolo. Făcute niște țarcuri, sunt press containere. Dom'le, ce ai adus? Carton. Poftim, în press containerul respectiv, ce ai adus? Folie. În press containerul ăsta, ce ai adus? Sticlă. În press fiecare ar duce. Ce ai adus? Textil. Poftim, pune-l în press container. Omul, ca să scape de el, să aibă curățenie în firma lui, în grădina lui, în curtea lui, el le duce și nici cu toate, nu spunem că în străinătate primești bănuți dacă duci. Primești bănuți. Dom'le, haide să facem cu titlu gratuit, eu asta spun. Și tot le, pentru că firma de salubritate când le dă, dacă dă la fabrica de hârtie igienică, la Jud, dau exemplu, la Brancard, primește bani. Dacă îmi dă folia mie, primește bani de la mine, eu îi plătesc. Pentru că dacă dă la de sticlă de la București, primește bani. Dacă oriunde primește bani. Nu avem recipiente pentru ulei uzat. Sau puncte de colectare a uleiului uzat, care este cea mai mare problemă. Am înțeles că teoretic, la anumite PECO, ai putea să duci ulei uzat. Eu am strâns la un moment dat câteva sticle întregi cu ulei uzat și am întrebat, pot să... Eu sunt cât făcut, în domeniu și nu am auzit. Mi-au făcut din numeri. Nu, undeva citisem și zic, hai să încerc. Mi-au făcut din numeri. Eu știu așa, serviciurile plătesc și plătesc bani mulți pentru a da ulei uzat. Ulei uzat iar este reciclat, ulei uzat nu se distruge. Eu vorbesc de cel alimentar, n-am zis. Și ăla se face biodiesel din el. Deci este cel mai bun ulei. Deci în unguri, austrieci, nemții, se bat pentru uleiul ăsta. Cel mai bun biodiesel iese din uleiul alimentar. Care uleiul alimentar, dacă îl dai la chiuvetă, este cel mai toxic, da? Sau cel mai periculos. Se depune pe canalizare, se depune pe conducte, peste tot. Eu mi-aduc aminte de vremuri revolute, când din toate resturile astea se făcea săpun. Corect. Se făcea săpun. Și cred că o să ajungem din nou acolo, că dacă n-avem unde să le ducem, ori le arunci, ori...
Și roata a fost inventată. Da. Aici, dacă vreți, fac o paranteză. Toată lumea ne întreabă ce locuri de muncă ai putea să, ați putea sau eu sunt foarte multe idei de afaceri care s-ar putea implementa. Cum a spus dumneavoastră, o fabricuță de săpun, o fabricuță de sticlă. Știți că la noi nu se face sticlă, sunt atâtea. Noi am avut o tradiție extraordinară în România pe sticlă. Da? Da. Și nu numai. Și nu numai, da. Și nu numai. Nu? Ca să merg și mai departe, spre exemplu, eu pe firmulița mea mică m-am documentat foarte mult și lucrez la un proiect, am și depus un proiect european, am trecut de prima aprobare, din orice tip de deșeu organic, da? Țările nordice, Suedia, Danemarca, Finlandia folosesc acest sistem, chiar și în Austria este, nu știu dacă știți, dar toată Viena are apă caldă și căldură, pentru că incinerează propriul deșeu și curent. Până la urmă, na, ei sunt austrieci. Da, și noi suntem români, nu? Noi suntem români. Mai este o... Da. Mi-aduc aminte de un banc celebru, nu-l pot spune aici, când s-a făcut o fabrică de ciocolată care trebuia să facă din ceva. Și au venit nemții, au pus-o la punct și s-a făcut ciocolata, știi? Și după... Ce au plecat nemții, după vreo 3 luni de zile, nu mai ieșea ciocolata aia din ce se făcea. Și au chemat din nou nemții. Și au zis, da, da, zice, dar trebuie să puneți chestia aia înăuntru dacă vreți să iasă ciocolată. Corect. Da. Sunt instalații, repet, care le folosesc țările nordice în special, care deșeul îl transformă, îl aduce la bază, la... îl face din nou petrol. Da. Petrol, haideți să spunem un lucru clar. Toate deșeurile, în proporție de aproape 90%, poate chiar mai mult, deci toate deșeurile, toate gunoaiele sunt valorificate. Nu numai că valorificate, e o afacere. E o afacere de miliarde, de miliarde. Milioane de... Și plus de asta, ai după aceea curățenie, ai interes să faci, pentru că vorba dumneavoastră, îți... obții curent electric, obții căldură. Apă, obții... Deci, deci lucrurile astea ar trebui să fie prioritatea zero pentru viitor. Și nu costă. Dacă vă spun că o instalație, spun concret, instalație pentru coincinerarea deșeurilor costă 800.000 de euro. Și da? Cât e de mare, așa, pe de deci, ce spațiu? Nu reuși, deci Piatra Neamț, ne scuzați, Piatra Neamț nu reușește, Piatra Neamț nu reușește să... Deci, e o plăcere. Face în jur de 80-90 de tone la 24 de ore, da? De petrol. Da? Acest petrol se poate folosi în generatoare de curent care să alimentăm spitalul, dau exemplu, primăria, școlile, să dăm apă caldă. Primăria, nu că ei se încălzesc cu aparate cu aer condiționat. Am înțeles. Și multe, multe alte. Deci o investiție de 800.000 de euro. Din punctul meu de vedere, nu este o investiție mare pentru un oraș să aduci o instalație. Haideți, domnule, că noi plătim 50 de milioane de euro datorii, deci de ce vorbim aici? Da, vorbim de lucruri foarte... Ce am spus, pentru textil. Nu costă o avere să punem 3-4 tomberoane pentru material textil. Nu costă, costă puțin. Am fost săptămâna trecută, trecem de la una la alta. Nu, dar vă rog, mie îmi face mare plăcere să discut. Eu m-am săturat numai de emisiuni electorale specifice. Asta este o emisiune electorală constructivă. Am fost pe Bâtca, Doamne. Mă bucur, mi-au reușit să aduc și oameni de calibrul lui Costică lângă. Am fost pe Bâtca, Doamne, și am rămas surprins, așa, toți. Eu n-am rămas surprins, că eu am fost de foarte multe ori pe zona aia. Și la fiecare ploaie... La fiecare ploaie vine, aduce tot, aluviuni, tot, nisip, balastru, lemne, tot. Și unde le duce? În lacul de acumulare, Bâtca Doamnei, sau nu știu exact cum se cheamă lacul ăsta, dar eu zic că e Bâtca Doamnei. De unde se alimentează? Orașul Piatra Neamț cu apă. Teoretic. Teoretic. Dacă stăm să ne uităm, eu zic că mai bine de 60% este deja colmatat. De ce? Pentru că nu ne interesează sau zicem, las că îl decolmatăm peste 10 ani de zile cu niște sume colosale, eu zic că o să ne ajungă. Când acum, dacă noi ne ducem să facem, să zicem așa, niște bazine de decantare a deșeurilor. A deșeurilor, a aluviunilor. Dacă am făcut un bazin de decantare, balastru să rămână undeva la
50 de metri de lac. Da? Rămân nisip, balastru, lemne, ce mai aduce? Cursul respectiv de apă, părăiașul ăla, care acum să zicem că e un părăiaș, când plouă, vine cu tot ce vine, ia și casele oamenilor. Nu sunt amenajate niște gabioane acolo, care costă foarte puțin din punctul meu de vedere să facem niște gabioane tot cursul. Depinde cine le face. Depinde cine le face. Cine câștigă licitația. Pentru că oamenii de acolo spuneau, domnule, s-au făcut 10 studii de fezabilitate. Domnule, cât ai făcut 10 studii de fezabilitate, din punctul meu de vedere, mai bine dai bani la oameni. Domnule, uite plasa, hai să o amenajăm aici și fiecare venea. Eu zic fiecare gospodar de acolo venea și arunca bolovani. Nu, făceai așa. Bă, dacă faceți voi, nu vă amendăm. Da. Știi? Pentru că dacă faci o lucrare tu, vine după aceea da. Ce zice. Unu, e prost făcută. Doi, n-aveți autorizație. Trei, n-ați folosit plasa de Buzău cea mai bună sau fierul beton cel mai bun. E, dar dacă ați făcut-o, noi vă dăm o amendă de 10.000 de lei, așa că tot ați făcut-o ca să fie și niște bani la buget. Am găsit familia acolo care este izolată și a făcut pod să treacă, să intre acasă. Am scris și noi despre și a venit da, autoritățile și a spus, domnule, strică că nu, nu-i nu-i corect, că ți-ai făcut un podul. Da? Deci cum adică? Ai făcut podul, dar voi de ce nu l-ați făcut? A, zice, noi îl putem face numai pe situații de urgență după ce vine apa și o ia și te inundă pe tine și îți strică ce și ai tu acolo casa. Și după aceea venim noi și îți facem podul ca să poți să treci pe pod să admiri dezastru. Încă deci cam mic, așa se... Mic exemplu pot să vi-l dau unde vine apa de pe Petricica și coboară în strada fermelor, da? Acolo dacă tot la fel s-ar face un bazin de decantare și toți bolovanii, tot petrișul ar rămâne în bazinul ăla de cantare și te duci la 3 zile, la 4 zile te duci acolo și îl curăți, n-ar mai ieși toate alea și se ducă în canalizare. Doar de asta, practic de asta se înfundă canalizarea aia, eu zic 80%. Pentru că vin toți bolovanii, când au ajuns în canalul, în canal, ăla s-a umplut și apa nu are până să duc și merge pe stradă. Accidente, rupe asfaltul. Dar pentru asta ar trebui ca cei care se opă de asta să nu fie bolovani. Corect. Un pic trebuie să gândești. E o problemă, adică na, deci ar trebui să se gândească, să gândești, Doamne ferește. Pentru asta ar trebui să gândești, ar trebui să faci planuri. Tăi, de mine. Pentru asta ar trebui să mergi pe stradă și cei 4 ani de zile ca să fii conectat încă o dată la realitate. Noi mergem, ținem foarte mult la acest lucru. Nu vreau să o întrerup pe Costică, chiar mă ajută, numai că e pe lista de consilieri locali aia Alde la Piatra Neamț. Poziția lui, poziția listei pe poziția 4 la primar Costică, rămân tot eu. Deși eu vorbim foarte bine, mă tem că îmi dă un pic jos din nu, rating. Spunem, da. Da. Iar tot la punctul 1, zice, din program, avem drumuri modernizate. Vedem, domnule, nu sunt contra la vin contra candidații, domnule, facem centuri ocolitoare, facem drumuri. Știți cum este asta? Din punctul meu de vedere, să o luăm așa, ca o glumiță. Exact cum eu acum am o Dacie, săraca curge tot din ea, motor, pivot, tot. Dar nu o repar, pentru că eu merg cu ea. Să spunem, am o mașină, pentru o Dacie. Nu, bă, eu am o Dacie. Dar eu peste 10 ani intenționez să-mi iau un Porsche. Și de asta nu o repar acum. Exact așa e și cu drumurile. Noi avem variante. Să plătim reclamă, cred, că la finalul emisiunii. Nu asum. Eu făceam așa. Așa o asumă, vedeți. Tocmai noi ne asumăm. Da. Nu, dar o să rezolvăm altfel. O să vină să ne ia toate peturile. Da. Cred că nu e foarte complicat. Așa. Avem varianta Dimitri Leonida, da, care trece prin față la Piața Mare, centura avem care o știi. Avem strada, Dimitrie, strada, dacă nu-i strada, nici da? Avem strada fermelor. Eu unul aș propune în felul următor. Până ajungem, da, într-adevăr, să avem varianta frumoasă, aia de peste 10 ani, 15 ani, 20 de ani, să dea Dumnezeu să fie. Haideți măcar asta, să o facem la standard. Și ce aș propune eu, concret, nu, domnule, hai să... Eu zic așa, într-o noapte am decopertat-o toată și a doua zi am turnat. Este posibil. Și nu costă. Iar revin, nu costă foarte mult să decopertezi tot. Adică costă mai puțin decât un studiu de fezabilitate. Da. Studiu peste studiu. Și știți ce mi este frică? Am văzut și eu tot felul de proiecte făcute frumos de niște meseriași IT-ști. E drept când te uiți așa la linia străzii proiectată pe calculator.
N-am văzut niciuna să arate la fel în practică. A vorbit cineva despre terenurile pe care trec aceste străzi, cu subiect și predicat pe fiecare bucățică în parte, pentru că am mai pățit în istorie, mai sunt cazuri în care te apuci de construit un edificiu, o stradă și te-ai lovit ori de o proprietate pe care, mă rog, poți sau nu poți să intre, ori de un sit arheologic, ori de furnica cu călcăiul galben care trece pe acolo și n-ai voie să o deranjezi. Cred că trebuie să plecăm de la niște studii corect. Încă o dată, toți cei care vin și spun că ne trebuie străzi și autostrăzi și centuri ocolitoare au dreptate. Dar haideți să nu mai punem carul înaintea boilor. Hai să vedem de unde vrem să plecăm și unde vrem să ajungem. Și luăm frumos la pas, ca niște oameni gospodari, cu harta în mână, cu cadastru în mână și vedem prima dată, repet, regimul juridic al terenului. O expropiere o faci într-o formă sau alta, dar s-ar putea să găsești pe undeva un teren în litigiu. S-a gândit cineva la treaba asta. Terenul în litigiu, poți să faci ceva cu el după ce s-a rezolvat litigiu. Deci dacă ne certăm amândoi pe un teren, nu, cu dumneavoastră nu-mi permit, cu Costică, pe un teren, este evident că până astăzi nu se pronunță... Astăzi puteți permite, sunteți în emisiune și săptămâna viitoare, după aceea mai vedem. Da, și mi-ați mai spus și când nu votați la Piatra Neamț, cred că pot să fac o aroganță. Da, asta vreau să... Deci, haideți să nu mai promitem ca până acum, pentru că asta am văzut. De 20 de ani de când votez, tot asta am văzut și tot pentru asta am votat. Pentru proiectele care vor fi realizate. Și vor fi, și vor fi, și vor fi. Și mergem în oraș și vedem că, de fapt, nici ce a fost cândva nu mai este. Da? Dacă vreți să mă refer la partea economică. Nu este... Am fost în Speranța aseară, deci nu, e sub orice critică. Domnul Enache, domnul Irimia, vreau să vă spun că zilele trecute a venit un domn care a venit într-o țară străină, din Deutschland, Germania, și care a venit cu mașina proprie. Și după ce a venit cu mașina proprie, a venit până în Mărăței, acolo, și după ce a stat el așa și l-am întrebat, zic, dar ce ești așa gânditor? Și m-a întrebat așa, zice, la voi șoselele se fac cu găuri de, cu, din astea, cum se cheamă, de canalizare. Există o normă câte din astea pui pe o parte ca să încetinești traficul? Sau, zice, de ce sunt așa de multe? Că zice, uite, pe strada asta, de la, a spus în germană, poștă, până la capătul străzii, am numărat 42 pe un singur sens de mers. 42. Zice, și unul, zice, unul este aici, unul e peste un metru în partea cealaltă. Și făcute prost. Bine, ori nu mai discutăm. De fapt, aia e marea problemă. Și zice, pe partea aia am numărat, din acelea mici pentru răsuflători de gaz, zice, vreo 80. De ce în stradă? Și el era oripilat și spunea, dom'le, nu înțeleg. Zice, nu înțeleg. Eu i-am spus, dom'le, nici eu nu înțeleg, dar m-am obișnuit. Deci, de asta, de ce vorbim aici? Știți ce probleme au mai ridicat oamenii, dacă vreți, Vălen și Speranța, clar, acolo ordinea publică lasă de dorit puternic. La Bâtca Doamnei, fiind o zonă foarte frumoasă, după ce treci de Bâtca în sus, o zonă în care se merge la promenadă, la grătar, la drumeție, șoseaua aceea destul de îngustă, bună de altfel, asfalt, și-au dorit oamenii ani de zile, au asfalt acum, în schimb, merg teribiliștii și sunt copii, se joacă, e o zonă de case, fug dintr-o parte în alta, dintr-o curte în alta, teribiliștii merg, domnule, cât am fost pe acolo, chiar am văzut câțiva, cu o viteză extraordinară, deci nu îi oprește nimeni. Domnule, de ce nu mutăm un echipaj al poliției cu radar, cu cameră, cu fiolă, vin de la pădure, s-ar putea să fie și un pic euforici, spuneau cetățenii. De ce nu pui un echipaj măcar pentru zona de weekend? Știți că trebuie treaba asta făcută o perioadă până când se învață și încep să se civilizeze. Pentru că nu toți fac așa, sunt și oameni corecți, oameni care respectă reguli. De ce trebuie să ajungem să luăm măsuri acolo după ce, Doamne ferește, se întâmplă vreun necască de regulă? Atunci intervenim. Băi, a căzut blocul, să-i facem la următorul structura mai puternic. Sau s-a rupt strada, la următorul hai să punem și asfalt la următoarea. Adică de ce nu lucrăm și la prevenție? Cred că foarte importantă treaba asta. Nouă ni se pare
un subiect poate mărunt discutându-l aici și multora, dar unul care trece printr-o problemă care ar fi putut fi, să spunem, rezolvată prin prevenție, nu gândește la fel ca noi. Iarăși, oamenii spun ce trebuie făcut. Oamenii vin și ne arată ce greutăți au. Și să știți că dacă în campaniile din urmă, că am mai făcut ceva campanii în diverse echipe, dacă auzeam tot felul de, să spunem așa, de doleanțe, mai mult sau mai puțin din tolba primarului, adică nu are primarul prerogative să facă orice în orașul ăsta, apropo de salarii neluate, da, pe la societăți private. Acum oamenii chiar spun exact ce îi doare pe strada lor. Văd ca doamne, exact o femeie, cred că 80 ceva, 90 de ani, să-i dea Dumnezeu sănătate, căra cu două bidoane de 5 litri apă, aproape un kilometru, de la un izvor până acasă, în Piatra Neamț. Să înțeleagă toată lumea, văd ca doamne, este în Piatra Neamț. Numai văd ca doamne și Girovul au rămas fără apă, cred că, în tot județul ăsta. Mai sunt? Mai sunt și alții. Eu vorbesc, dacă vreți, de localități limitrofe orașului Piatra Neamț. Că ce văd ca doamne este în Piatra Neamț, administrativ. Da, asta vreau. Văd ca doamne e Piatra Neamț. Nu-i posibil așa ceva. Apa curge pe noi. Oare chiar nu găsim o soluție să putem da acelor oameni condiții secol 21? Fântânele nu mai pot fi folosite, o parte le-a luat apa, care erau, cumva să spunem, Albia s-a tot mărit la fiecare, au luat și case, dar aminte, fântâni. Altele s-au colmătat sau, mă rog, mai sunt acele, încă mai sunt, nu știu dacă mă neapărat în Bâtca, dar pe partea rurală, clar, încă mai sunt acele toalete în fundul curții care au nenorocit pânza freatică. Deci e o problemă cu apa potabilă. E o problemă cu apa potabilă în Vălen, dacă vreți. Acolo e un haos, nu e o problemă, e un haos. Și dacă mă întrebați pe mine acum cum se poate rezolva, e foarte greu să dau un răspuns. Pentru că Apa Servă spune, buletin de analiză, apă ok. Să rămână boss, mulțumim. Și s-ar putea să aibă dreptate. Asta înseamnă că trebuie făcut următoarea analiză de la rețeaua proprie, de la rețeaua privată. De unde se termină Apa Servă și începe exact, rețeaua. Care este rețeaua. Nu a chiriașilor, este rețeaua proprietarului. Este rețeaua primăriei. Eu, dacă m-am uitat un pic, dar mă rog, atât cât m-am priceput și cât a fost la vedere, eu cred că lucrările au fost făcute cu niște materiale foarte proaste. De așa mănânc... Nu cred că s-a făcut recepția. La fel de proastă s-a făcut recepția, credeți-mă. Deci cu niște materiale atât de proaste încât modifică, strică apa, calitatea apei. Și întrebarea e următoare. Cine ajunge primar, promite că rezolvă și e obligat să rezolve acea problemă. Cum? Dărâm din tot, face, nu, apuri, eu aș trage. Rezolva simplu, adică aș omorâ toate bacteriile din apă, în loc de apă aș pune la 70 de grade produs tras de două ori și aș omoară bacteriile. După aia dai drumul la apă, după aia iarăși pui, aș tot așa. Am înțeles, dar accizat sau neaccizat? Mai contează acum. Pentru că trece prin contor. S-ar putea teoretic. Dacă e prin contor, e ok. Adică vorbim, domnul, despre lucruri din astea, cum să spun, vorbim ele ar trebui rezolvate, nici să nu intre în discuție. Să ducă, era să spun un cuvânt cu siții, la, așa, ăia care au în atribuții sănătatea populației și să ducă și să amendeze în fiecare zi. Dar în fiecare zi pe cei responsabili. În fiecare zi, până când la robinet curge apa care trebuie să nu fiu de acord cu dumneavoastră? Dar de ce să nu? Pentru că ăștia o să plătească amenda zilnic. Banii sunt tot ai mie și ai dumneavoastră. Nu. Să-i amendeze pe persoane fizice. Unde ați văzut treaba asta să se întâmple? Așa, unde ați văzut? Să întâmple. Știți ce? Suntem singura țară, sau nu știu, nu, suntem niște nebuni că acceptăm așa ceva. Se duc niște băieți care se cheamă Protecția Consumatorilor. Ați auzit de ei? Care este și care este plătiți bine și care se duc și controlează și găsesc la un magazin carne stricată. Da? Carne stricată. Nu ieșită din termen. Stricată. Și urmează, dacă urmează, un comunicat. Au și purtători de cuvânt. Și
în țară și peste tot. Și spune așa, protecția consumatorilor a găsit așa și a confiscat 75 sau 750 de kilograme de carne stricată la un comerciant din Piatra Neamț. Păi mâna pe telefon, domne, știți, oamenii întreabă unde? Nu putem să vă spunem. Nu putem să vă spunem. Băi, dar l-ați mai găsit și altă? Da, e a treia oară când îl găsim. Bă, băieți, sunteți duși cu capul? Dar nu, ci că așa este legislația. Așa este legislația, adică nu cumva să-i creezi prejudicii ăluia care au vândut 700 de kilograme de carne stricată. Și am dat un exemplu. Și-am îmbolnăvit. Da, și-am dat un exemplu, că sunt sute de exemple. Și atunci, despre ce vorbim aici? Vorbim despre autorități care își fac treaba. Păi asta discutăm, asta încercăm noi să explicăm electoratului în această măreață campanie electorală. Noi n-am venit să promitem marea cusarea pentru că suntem praf din toate punctele de vedere. Da? Vrem să mai construim un spital, dar mai avem o paragină. Oblei pe asta să meargă, să fie bună, să fie ok, să avem condiții și standarde normale și firești. Mai facem încă 10 după asta, domnul Bălănescu, cu specializări diferite, cu tot cine. Da? Evident, în funcție de buget și ce mai trebuie mai departe. Dar nu ne-am învățat să facem, încă o dată spun, niște proiecte frumoase, care dau bine în campanie și uităm de fapt ce măcel, ce nenorocire și ce dezastru ne paște afară. Cred că din cauza copacilor nu mai vedem pădurea. Sau ascundem gunoiul sub preș, pentru că este evident, după ce ai fost atâția ani de zile la în scaunul de primar, nu poți să vii să spui că Vălenul nu are apă. Evident că nu poți să spui că Speranța nu are străzi. Nu poți să spui că Bâtca Doamne nu are echipaj de poliție în zonă și așa mai departe. Nu știu, astea sunt treburi mărunte, pentru că ele oricum se întâmplă. Întreba cineva, dom'le, dar de unde ai bani să bugetezi poliția, că ar fi costul? Dar ea există, trebuie doar pusă la treabă, asta discut. Adică banii aia să fie cheltuiți corect. Și în folosul comunității. Da? Și în folosul comunității. Nu mă duc să fac, cum a spus dumneavoastră, controle, de dragul controlului și am face planul la amenzi. Mă duc ca să rezolv o problemă. Eu voi iau razna când aud cu planurile astea la amenzi. Eu știu că trebuie bani la buget, pentru că o primărie pe banii pe care îi are pe ea bugetează mai departe cheltuielile și proiectele pe care vreau să le facă. Dar asta nu înseamnă că dacă vreau să fac mai multe autostrăzi, dau mai multe amenzi. Că mai degrabă fac un ESA și spun, băi, băieți, tot vă amendez eu zilnic. Hai, dați de bunăvoie dimineața, veniți cu câte un leuț, ca să avem de stradă. Deci, era stres. O perioadă când se ducea unii în control și spuneau, deci controlăm sau încheiem un proces verbal. Da, după care a mai fost o perioadă în care spunea, dar trebuie să tai și o chitanță. Nu, să tai și un pic chitanță. Da. Da. Să știți că și controlele astea sunt o mare problemă. Adică avem atâtea zone care sunt un real pericol sau, mă rog, cetățenii din zonele respective nu au un confort din punct de vedere al siguranței publice și noi ținem echipajele în centru să vedem dacă au parcat bine sau nu. Doamne, dacă e o problemă, intervii și o rezolvi corect, concret, scurt și la obiect. Hai să nu ne mai luăm chiar de toate mărunțișurile că, repet, ne putem face planul așa. Fă-ți planul, dar fă-ți într-o zonă în care trebuie făcut. Pentru că sunt zone care probabil ar trebui date amenzi. Am găsit poduri, ne-au spus oamenii, poduri în Bâtca Doamne, făcute fără niciun fel de autorizație. Acum, aici e cu duș întors, dar măcar fă în baza unui studiu cât de mic și unui calcul, dacă vreți, că pentru că te gândim când vine apa mare, dacă nu este o, să spunem, un spațiu destul de mare între pod și albia râului, este evident că acolo se colmatează, se pun bușteni, se pun crenci, că e un bazin forestier. Apa aduce din păduri orice, nu întreabă. Și atunci apare un baraj, se formează un baraj natural, apa se revarsă și de aici încep problemele și necazurile și așa mai departe. De ce o echipă de la primărie nu se prindă? Cred că nici n-au fost, n-au zona aia pe acolo foarte bine. Să ducă să meargă o echipă de specialiști, tehnic, da? Dom'le, aici nu este bine. Cine l-a făcut, cum l-a făcut, hai să vedem ce soluții găsim. Evident, spune, hopa,
Amenda? Repede. 10.000? Na, nu. Haideți să căutăm soluții să venim și în ajutorul cetățenilor. Că ăla nu și-a făcut podul ăla că vrea el să fie șmecher. Și-a făcut că trebuie să poată intra pe proprietate. Da, eu vreau acum să-mi rezolv o problemă personală cu domnul Irimia. Domnul Irimia, sunteți în campanie și ce promiteți în campanie trebuie să realizați. După campanie veniți într-o emisiune să discutăm pe teme de deșeuri? O zi întreagă și nu ne ajunge. Deci rețineți, e promisiune de campanie. Fără probleme. Pentru că sunt lucruri care trebuie discutate în amănunt și să-i facem pe oameni să înțeleagă care sunt avantajele. Și oamenii, în general, nu înțeleg autoritățile să colaboreze cu oamenii și să-i sprijine. Da, știți ce se mai întâmplă? Și eu am vorbit cu toți din echipă și știți că nu musai locul a conta sau musai faptul că ajungi sau nu în Consiliu. Și cei, să spunem, mai din depărtarea listei vor face același lucru în continuare după ce se va termina această campanie electorală, indiferent de rezultat. Adică vor merge pe teren și vor afla probleme pe care vom încerca să le ducem în Consiliu local, să le discutăm și să încercăm să găsim soluții așa cum promitem cetățenilor. Și am să vă mai zic un lucru. Eu nu sunt de acord ca acei consilieri care primesc mandatul prin votul cetățeanului să vină la o ședință, să ia, nu știu, cred că 1000 de lei cât o fie pe, da, pentru o oră de lucru, spun că pe 25 ședința șeful, da, vin și eu, dar oare durează mai mult de o oră? Bă, dar e rușinos. Bă, dar măcar 2 săptămâni să fii pe stradă. Frumos, nu, nu vorbim despre recorduri aici, o oră. Deci nu vorbim despre recorduri. Recordurile sunt când durează sub 10 minute. Deci aia trebuie să fie o ședință care să dureze cel puțin o zi, nu ședința în sine, da? O zi cel puțin în care oamenii vin, consilieri pe teren și spune, domnule, eu săptămâna asta am fost în zona aia și am văzut acolo, tu ce zona ai? Zona aia și am văzut acolo, hai să le punem pe ordine ca să putem strânge probleme pentru ședința următoare, pentru că... Există o carte care se cheamă Utopia. Te invit să o citești. Am înțeles. Te invit să o citești. Da. Da. Aveți dreptate și lumea la fel spune pe stradă, să știți, dar dacă nu reușim să ieșim din... Domnule, tipar. Domnule, am participat la o ședință când s-a votat bugetul municipiului Piatra Neamț. Știți cât a durat votarea bugetului? 5 minute. Poftim? Nu vorbim despre recorduri, domnul Irimia. Vorbim, deci a durat fix 42 de secunde ședința respectivă. O greu bugetul înseamnă, că dacă deci, a durat așa mult. Și i-am întrebat, ce noi am discutat pe comisii când? Păi am avut ședință de comisie, dar am fost și noi în zonă și nu prea v-am... Deci, asta vreau să zic, nu mi se pare corect să iei leafă indemnizație de consilier, cât altul pentru o oră, pentru 40 de secunde, pentru o oră, am zis eu generic, cât poate ia altul în jumătate de lună de rup cărca. Nu-i corect, nu-i cinstit față de cetățeanul care a venit acolo. Hai să înțelegem, dacă nu schimbăm tipicul, dacă nu schimbăm tiparul, vom fi mereu în aceeași... Un minut, vă rog, să continuați. Gata timpul? Nu, timpul este, da. Eu dumneavoastră vă rog un minut, după aia un minut pentru domnul... Asta vreau să zic, mi-l dați tot mie, că vorbim mai mult ca mine. Asta vreau să zic, deci adică că lucruri mărunte, dar lucruri concrete și încă o dată plecasem de la discuția cu consilierii care, din punctul meu de vedere, au obligativitatea să umble pe stradă, au obligativitatea să caute probleme și împreună să găsim soluții. Pentru că probleme sunt, le găsim. Problemele adevărate le găsești, repet, în stradă. Acolo îți spune omul exact ce doleanță are. Atunci când crezi că e o doleanță pertinentă și corect, care ține de primar, de consiliul local, trebuie luată în discuție de toată lista și, dacă vreți, nu numai de lista de consilieri. Încă o dată spun, lista e lungă, 29 de oameni, dar și ceilalți pot veni la discuții, la dezbatere, pentru că și ceilalți merg în perioada asta și spun cetățeanul, domnule, votați-ne pe noi, uite, l-avem pe ăsta în frunte, avem pe ăștia după, cât o ajunge, cât o ajunge, o vedea, dar noi în continuare vrem să construim pentru cetățean. Domnule, oamenii pe primul loc. Oamenii pe primul loc. Deci eu vreau să vă spun că nu am intrat neapărat să fac un joc politic pentru Ciprian sau pentru un alt candidat. Nu am făcut politică. Sau personal. Sau personal. Nu am făcut politică până acum. Eu am intrat în jocul ăsta nemulțumit, pentru că la fiecare campanie,
fiecare mandat vine și spune, facem o schimbare. Care e schimbarea? Nu știu. De asta vreau să mă implic personal. Nu vreau să fac neapărat o politică în sensul care îl știe lumea. Vreau să fac o politică frumoasă, o administrație frumoasă, da? Și curată. Și la propriu, și la figurat. Și cu colegii care îi avem, și cu domnul Ciprian, care îl propunem în funcție de primar, că dacă nu îl tragem noi la răspundere consilierii, că nu mi se pare corect să vii după 4 ani, 8 ani, 12 ani de stat în spatele unui primar să spui, domnule, noi am vrut să facem, dar nu ne-a lăsat primarul. Dar noi suntem 27. Deci primarul este executiv. Aici e o problemă maximă. Eu vreau eu să spun la final, dar vă las să terminați. Da, deci nu este corect, domnule, ne-a lăsat primarul. A făcut primarul cum a vrut el. Noi suntem 27. Deci avem votul majoritar. Da. Pentru Piatra Neamț, eu îmi doresc, ce-mi doresc eu, să văd așa un primar care să pună în operă ce hotărăște Consiliul Local. Nu un primar care să vină să spună astea sunt proiectele, votațiile, ca să le fac cum le-am gândit eu. Că m-am cam săturat și la județ, și la municipii, ca să folosim un cuvânt termen uitat, și în toate comunele județului să avem doar un singur om care hotărăște. Să vedem consilierii că își pun haina de lucru, își pun casca pe cap, își iau cizmele în picioare, ca să vorbim muncitorește. Și mai este ceva, domnule Enache, și aici vă contrazic eu pe dumneavoastră, nu este nevoie ca primarul să stea toată ziua în stradă. Pentru că mi-aduc eu aminte acum un lucru pe care nu-l discută nimeni în campanie, că le e frică să nu piardă voturi. Există o armată, dar eu zic o hoardă de oameni în primărie care sunt plătiți din bani publici tocmai pentru a face cunoscute toate problemele orașului, Consiliului Local și edilului. Și să spună că ei au documentație. Să spună, domne, avem probleme aici. Avem probleme aici. După aceea, eu aștept mare nerăbdare să vină un primar pe funcție, care are proiecte de rulare, și să spună așa, bună ziua, oameni buni. Primarul X, vreau să vă spun că astăzi am refuzat să recepționăm în urma apelului făcut de Comisia de Recepție lucrarea făcută la Palatul Șuțu, da? Pentru că e prost făcută. Pentru că nu s-a respectat rețeta la asfalt. Pentru că nu s-a respectat grosimea. Pentru că nu s-a respectat tehnologia și proiectul. Dacă se lucrează pe proiect, mă scuzați. Știți, la noi se lucrează mai puțin pe proiect. De asta vă spun, trebuie să ne responsabilizăm. Oameni buni. Dumneavoastră, o secundă, aveți perfectă dreptate. Exprimarea mea poate a fost un pic plastică. Vreau să spun că trebuie să fim permanent printre cetățeni, inclusiv noi cei care... Nu, eu am vrut să atrag atenția asupra faptului că sunt oameni plătiți. Corect. Care să atragă atenția. Dar am spus că trebuie făcut o analiză în ceea ce privește toți funcționarii din primărie și instituțiile subordonate Consiliului Local. E adevărat că primarul trebuie să stea foarte mult pe la București, că acolo depui proiectele europene, acolo dacă vrei să mergi mai departe. Asta nu înseamnă că stăm doar pe stradă, dar eu repet ce am mai spus. Primăria nu se conduce din biroul primarului și din crama, știu eu, oricărei cârciume din Piatra Neamț. Ca să nu dăm nume că iar plătim reclamă. Da. Ne oprim aici, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. A fost o reală plăcere să discutăm și alte subiecte în afară de cele strict de campanie, dar este un subiect de campanie extraordinar, dacă este valorificat. Eu nu vreau să-l tratez ca pe un subiect de campanie, eu vreau să-l tratez ca pe un subiect realist care ne îngroapă. Ne îngroapă pe fiecare în parte, ca și cetățeni, ca și cetățean la
singular. Știi ce se întâmplă? Prevenția. Dacă ne apucăm de lucrat acum la treaba asta... Preventiv vă spun că nu mai putem continua. Vă mulțumesc pentru... Te face ca la biliard, mai iau o oră, știți? Zicea Beco. Nu se poate. Da. Astăzi, okay. Altă dată. Vă mulțumim. Numai bine. Cele bune. Vă respect. Devenim la ora 11.